Bine ați venit la mobilisimo.ro. Eu sunt Alex, sunt de la Barcelona la Mobile World Congress și sunt aici la standul Allview. Tocmai au lansat produse, unul hardware și unul software. Începem întâi cu cel hardware. Avem de face cu un cântar, dar și cu o aplicație care te ajută să-ți măsori nutrienții și să mănânci mai sănătos. Hai să vedem! Suntem în Barcelona la Mobile World Congress 2022 la standul Allview, unde tocmai a debutat ceva nou. Se numește Era și înglobează hardware și software. Pe partea hardware avem acest cântar, funcționează pe bază de 3 baterii și odată urcat pe el o să-ți măsoare în jur de 14 indici. În afară de greutate, afli și masa corporală și alți câțiva metrici importanți pentru a slăbi, a-ți regla dieta. Iar treaba asta se completează cu aplicația Era, deci avem cântarul Era de la Allview, care poate avea multiple profiluri de persoane, dar și aplicația Era unde o să vezi ce ai mâncat, și în același timp câte calorii ai ars, câte calorii ar trebui să mănânci într-o zi pentru a slăbi. Ai și rețete recomandate. Este un soft internațional, este un produs internațional de la Allview, de aceea am aflat și prețul său în euro. Bundle-ul de cântar plus un an de aplicație premium Era este 49 de euro. Dacă vrei să cumperi doar aplicația, vei plăti 15 euro pe an. Bun, aici aveți o prezentare mai clară a ceea ce face Era pe acest ecran. Ce este special față de alte softuri de nutriție și fitness e că aveți foarte mulți micronutrienți listați. Asta e o chestie pe care nu prea o vedeți foarte des. În prima fază vine pe Android, dar ar trebui să ajungă și pe iOS la un moment dat. Și aici îți faci profilul tu și, foarte important, chiar dacă trișezi și ai mâncat o shawarma, o să-ți dea seama cântarul că n-ai băut doar un litru de apă în plus aseară, ci ai mâncat altceva, deci nu-l poți păcăli. Îmi place că au destul de multe rețete și nu sunt doar rețete cu ingrediente și atât. Vedeți? Acid folic, fibră, vitamina K, vitamina B, fier, magneziu, cam astea ar fi selling point-ul. Micronutrienții și listarea lor, analiza lor. Aveți aici organizare pe zile, săptămâni și luni, rețete recomandate, așa cum am zis. Poți vedea și altele. Mă rog, e faza de prototip deocamdată, dar aveți aici... Am înțeles că au lucrat cu niște realizatori de baze de date internaționale și au preluat de acolo toate aceste mâncăruri, date și informații. Partea bună e că, printre altele, câștigi și niște rețete care îți poți pregăti de mâncare cele trei feluri ale zilei, fără să te chinui cu niște vloguri sau ceva de genul ăsta. Ok, aici, ăsta este micul dejun, vedeți câte calorii. Am înțeles că va fi și o integrare cu Allview AVI pe viitor. Mi-am dat seama de asta încă de când am văzut microfonul ăla. Faptul că avem icon de cameră înseamnă că o să poți poza mâncarea, fie pentru a include ca un jurnal, fie, poate, cu puțin noroc, poate ar putea fi detectat automat, ar fi mișto treaba asta. Prânz, cină și un snack, dar și câtă apă ai băut în ziua aia. Pe scurt, asta este Allview Era, vrea să-ți facă viața mai bună, prin monitorizarea caloriilor, micronutrienților și preluarea de metrici corporali cu acest cântar numit tot Allview Era. Cam atât la Mobilissimo, revenim și cu alte detalii de la Mobile World Congress în Barcelona și aici avem și o broșurică unde găsiți mai multe informații. Este un Nutrition Assistant, acest Era, și aveți aici și alte imagini din interfață și spune că e ușor să preiei controlul, chiar dacă mănânci burgeri, pentru că apoi te vei revanșa cu niște salate. La revedere!